3 mici secrete pentru cel mai bun rezultat. Astăzi pregătim cartofi zdrobiți cu cana, crocanți pe din afară și pufoși pe dinăuntru. Hai să vedem despre ce este vorba. Avem nevoie de 1,5 kg de cartofi mai mici, sare, piper negru proaspăt râșnit, 2-3 linguri de ulei și atât. Alegem cartofii mai mici cu coaja subțire și îi spălăm bine de tot de pământ. Îi punem într-o oală, acoperim cu apă, adăugăm puțină sare grunjoasă și punem la fiert. Fierbem până se pătrund lezne cu lama unui cuțit până în centru. Acesta este primul secret. Cartofii trebuie să fie bine fierți ca să îi putem zdrobi frumos, altfel se sparg în mai multe bucățele separate. Preîncălzim cuptorul la 190 de grade Celsius, căldură sus și jos, plus ventilație. Scurgem cartofii de apă și îi turnăm într-o tavă. Gresăm cartofii și tava cu puțin ulei. Al doilea secret. Luăm o cană sau un pahar, neapărat cu fundul plat. Zdrobim cartofii fără grabă. Vrem să îi aplatizăm, dar nu prea subțire, pentru că altfel se destramă complet. Când ridicăm cana, o facem cu grijă, lăsând-o mai întâi să alunece într-o parte, ca să nu ridicăm și o parte din cartof cu ea. Dacă este nevoie, gresăm baza cănii. Al treilea secret. Lăsăm cartofii zdrobiți 5 minute până nu mai scot abur. Aburul este umiditate în exces. Mai puțină umiditate înseamnă un cartof mai crocant. Mai adăugăm puțin ulei deasupra cartofilor zdrobiți sau unt topit, doar partea grasă galbenă, apoi presărăm sare și piper negru proaspăt râșnit. Presărăm sare din belșug deoarece cartofii sunt destul de groși. Se dau la cuptorul preîncălzit și se coc până când sunt rumeni și aurii. Asta la mine a durat 40 de minute, dar în funcție de cuptor poate dura ceva mai mult sau mai puțin. Încă o mică mențiune aici, cartofii nu se întorc în timpul coacerii. Așa arată când sunt gata. În ultimele 5 minute de copt puteți adăuga peste ei puțin parmezan ras dacă doriți. Cartofii sunt foarte gustoși, crocanți pe din afară, pufoși la interior și absolut delicioși. Merg perfect cu o friptură de porc marinată la grătar, super fragedă și aromată, iar rețeta pentru carne este deja publicată. Vă las linkul la sfârșit și în primul comentariu. Vă recomand pentru acești cartofi și un sos cremă de usturoi, numit și sarmuzac. De asemenea, această rețetă este publicată și vă pun linkul la sfârșit și în primul comentariu. Asta este tot pentru astăzi, dragilor. Sper să încercați și voi această rețetă. Vă pup, pe data viitoare!